Șoferul troleibusului povestește că tocmai pornise din stație când dintr-o curte a ieșit o mașină. Mergem undeva 40-45 la oră. Brusc a ieșit Mercedes și n-am putut nici să frânez, nici să mă feriez, n-am putut. În troleibus erau doar câțiva pasageri, însă nimeni nu a fost rănit. Șoferul Mercedesului recunoaște că nu a fost suficient de atent. Nu l-ați văzut sau el nu l-a văzut? N-am văzut, da. Vitezul la troleibus mai mare. Ancheta poliției va arăta cine va fi pedepsit. Acum troleibusul va avea nevoie de reparații. Săptămâna trecută, capitala a fost zguduită de unul dintre cele mai cumplite accidente cu implicarea transportului public. Un microbus de pe ruta 171 a intrat frontal într-o camionetă, iar impactul s-a soldat cu 2 morți și 4 răniți. Drept urmare, primarul capitalei a anunțat că de la 1 noiembrie microbuzele nu vor mai circula pe străzile principale ale orașului.